Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu se poate să rămânem tineri, însă putem să stăpânim știința de a învăța fiecare dintre noi cum să îmbătrânească în funcție de problemele individuale pe care le are fiecare dintre noi, iar aceste probleme individuale sunt în primul rând datorate istoriei de viață a fiecăruia. Așa cum trăim o viață complet distinctă, așa și îmbătrânim. Nu suntem altfel decât ceea ce traiectul nostru de viață aduce ca și informație în viața noastră, în sănătatea noastră ulterior și în riscurile pe care le întâmpinăm după 30-40 de ani în a îmbătrâni mai repede sau mai puțin repede în funcție de problemele pe care le-am acumulat până la vârsta respectivă. Se vorbește foarte mult despre tinerețe fără bătrânețe. Eu personal am spus și o să spun întotdeauna că singurul secret al îmbătrânirii frumoase și independente este acela de a ști și de a interveni la momentul potrivit. Alt secret nu există. Și poți să-ți dai seama de asta? În primul rând, trebuie să fii conștient de cine ești tu de fapt. Trebuie să știi cine ești, de ce trebuie să faci anumite lucruri, trebuie să știi care este valoarea ta, ceea ce te stresează cu adevărat, ceea ce îți face plăcere, pentru că totul pleacă de la sinceritatea vis-a-vis de noi înșine. Nu suntem sinceri, îmbătrânim mai prost decât alții. Facem lucruri care nu ne plac, îmbătrânim mai repede decât alții. Ne chinuim, ne stresăm continuu, cronic, ne asumăm responsabilități care nu ne fac plăcere, doar pentru că suntem obligați, îmbătrânim mai repede. Și în mod mult mai dramatic, să spunem. Și înainte de vreme. De aceea tot ceea ce pot să spun și ție și ascultătorilor tăi este că niciunul dintre noi, nici eu, nici tu, nici cei care ne ascultă, nu au vârsta cronologică înscrisă în buletinul lor. Fiecare dintre noi are o vârstă reală. O altă vârstă reală. Această vârstă, repet, depinde de istoria de viață a fiecăruia dintre noi, depinde de riscurile la care fie am fost supuși, fie ne-a supus viața, depinde de grija pe care ne-am asumat-o vis-a-vis de propria persoană și de respectul pe care ni l-am dăruit fiecare dintre noi. Și de, dacă vrei, de egoismul acela pozitiv care trebuie să ne caracterizeze în cele mai importante momente din viața noastră. Acela de a ne proteja și de a fi capabil să-i ajutăm pe ceilalți la rândul nostru. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.